Care este floarea care te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut? Fiecare femeie este asemenea unei flori unice, cu trăsăturile sale distincte și cu o frumusețe proprie. La fel cum fiecare zi de naștere marchează o etapă esențială în călătoria noastră, floarea asociată cu ziua în care am venit pe lume adaugă o notă specială și simbolică în povestea noastră personală. În fiecare floare se ascunde o poveste, iar în fiecare femeie, o forță și o frumusețe deosebită. 1. Femeile născute în ianuarie. Zambila. Aceste femei sunt adesea recunoscute pentru înțelepciunea lor remarcabilă și succesul în atingerea obiectivelor. Devotate și hotărâte, ele emană o aură de stabilitate și conducere. Cu un simț al responsabilității bine dezvoltat, femeile născute în ianuarie au o abilitate de a ghida și inspira pe cei din jur. 2. Femeile născute în februarie. Violeta. Modestia și loialitatea caracterizează femeile născute în februarie. Cu o inimă caldă și prietenoasă, ele sunt adesea pilon de sprijin pentru cei dragi. Aceste femei sunt cunoscute pentru devotamentul lor în relații și pentru abilitatea de a cultiva conexiuni puternice. 3. Femeile născute în martie. Laleaua. Pasionale și creative, femeile născute în martie aduc culoare în viața celor din jur. Cu o mare iubire pentru frumos și o dorință de a explora noi orizonturi, ele sunt adesea văzute ca spirite libere și inspiraționale. 4. Femeile născute în aprilie. Toporaș sau viola. Inteligența și determinarea definesc femeile născute în aprilie. Cu o abordare pragmatică și o gândire strategică, ele tind să atingă cu succes obiectivele propuse. Simplitatea și modestia le caracterizează, aducând echilibru în relațiile lor. 5. Femeile născute în mai. Liliacul. Cu un spirit romantic și o inimă plină de iubire, femeile născute în mai aduc o notă de dulceață și frumusețe în lumea lor. Sunt cunoscute pentru pasiunea lor și pentru modul în care aduc armonie în relațiile personale. 6. Femeile născute în iunie. Trandafirul. Dragostea și feminitatea caracterizează femeile născute în iunie. Cu o abilitate naturală de a aduce bucurie și căldură în relații, ele sunt percepute adesea ca fiind romantice și iubitoare. 7. Femeile născute în iulie. Floarea de nufăr. Femeile născute în iulie sunt adesea privite ca fiind pure și pline de grație. Cu o viziune clară și un simț dezvoltat al frumuseții, ele aduc un sentiment de puritate în mediul lor înconjurător. 8. Femeile născute în august. Gladiola. Puternice și determinate, femeile născute în august au o forță interioară remarcabilă. Cu un caracter solid și integru, ele pot fi considerate adevărați lideri în diverse domenii ale vieții lor. 9. Femeile născute în septembrie. Aster. Feminitatea și rafinamentul definesc femeile născute în septembrie. Cu o răbdare de fier și o încredere bine întemeiată, ele reușesc să facă față provocărilor cu o eleganță remarcabilă. Aceste femei emană o energie pozitivă și sunt adesea percepute ca fiind optimiste și inspiraționale. 10. Femeile născute în octombrie. Crizantema. Prietenia și vitalitatea caracterizează femeile născute în octombrie. Cu o abilitate de a aduce bucurie și lumină în viața celor din jur, ele sunt considerate adesea sufletul petrecerii. Femeile născute în această lună tind să cultive relații puternice și să se implice activ în comunitate. 11. Femeile născute în noiembrie. Crin. Eleganța și pasiunea disting femeile născute în noiembrie. Cu un simț al misterului și o atracție incontestabilă, ele aduc o notă de rafinament în interacțiunile lor. Aceste femei sunt adesea privite ca fiind puternice și foarte atractive. 12. Femeile născute în decembrie. Narcisa. Înțelepciunea și speranța caracterizează femeile născute în decembrie. Cu o abilitate de a vedea partea bună în orice situație,
ele aduc optimism și încurajare celor din jur. Femeile născute în această lună sunt adesea considerate ghizi și mentori în viața altora. Indiferent de luna de naștere, femeile au darul de a aduce unicitate și culoare în lumea lor.